Vasile Novac, primarul comunei Ivănești, spune că locuitorii de aici s-au născut sub o zodie bună. În zonă, cu toate necazurile generate de virusul COVID-19, se lucrează intens la finalizarea unor obiective investiționale vechi și, totodată, s-au deschis noi fronturi de lucru. Reabilitarea de școli, cămin cultural, construcții de poduri și drumuri sunt doar câteva exemple care vin să confirme aserțiunea noastră. Dar să-l lăsăm pe edilul numărul 1 al Ivăneștiului să ne spună ce s-a întâmplat frumos în această parte a județului Vaslui. Noi avem la ora actuală practic 9 proiecte pe PNDL active și vreau să vă zic că am avut noroc de constructori serioși și lucrările se desfășoară. Deci în comuna Ivănești chiar se lucrează la capacitate maximă. Vreau să vă zic că de 2 săptămâni am început și construcția 4 poduri, un proiect de vreo 3,6 milioane de lei, finanțat tot prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Este vorba de podul de la Broșteni, podul de la Chilia, urmează podul de la Balica și podul de la Valea Mare. Ceea ce nu poate decât să ne bucure. Un alt proiect pe care se lucrează intens este școala Ursoaia, o școală modernă, dotată cu sală de sport, realizată în proporție de 90%. Așteptăm ultimii bani, astfel încât la începutul anului școlar, în toamnă, să elevii și copiii să poată ajunge într-o locație nouă. Lucrăm în continuare. Pe finanțare europeană modernizăm căminul cultural, tot pe finanțare europeană construim un centru social la Valea Mare, construcțiile și lucrările sunt destul de avansate, lucrăm la dispensarul medical din localitate, lucrăm la școala de la Coșca, au început lucrările și la școala de la Hârșoveni, se lucrează intens și la școala de la Buscata, astfel încât mă declar și sunt mulțumit pentru că, de ce să nu recunoaștem, avem proiecte, practic continuitatea a mandatului de primar și încrederea pe care mi-au dat-o cetățenii și vreau să-i felicit și să le spun că nu au greșit atunci când au ales continuitatea, pentru că investițiile într-o comună nu se termină de la un an pe altul. Continuitatea contează foarte mult, contează colectivul de la primărie, contează efectiv să muncești, contează perseverența, pentru că dacă astăzi muncești și două zile te relaxezi, practic n-ai făcut nimic. De aceea noi suntem pregătiți, avem o echipă bine închegată. Eu cred că comuna Ivănești este pe drumul bun, iar ambiția mea nu este alta decât să reușesc să asfaltez toate satele din comună, să terminăm școlile, să aducem apă, canalizare. Discutam chiar cu o colegă din primărie și cu alți cetățeni din comuna Ivănești că au început să sară, să crească prețurile atât la locuințe cât și la terenuri în comuna Ivănești în comparație cu alte comune. Eu cred că ăsta este un lucru bun, nu pentru cei care cumpără, dar pentru zonă este un lucru bun. Asta înseamnă că noi am făcut investiții în comună, terminăm investiții și cred că potențialul zonei va crește foarte mult.